Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod de Universe Mode cu YouTuberi, așa că să înceapă show-ul cu un Andrei Cosmin împotriva lui Oba Gigi și voi juca cu campionul WWE. Cam mai jucat cu Iobagul data trecută și cât de cât chiar e fain. Am jucat și cu Iobagul, nu? Parcă am jucat. În fine, ce drept chiar s-au confruntat wrestlerii după care am creat pe aceștia doi. Finn Balor s-a confruntat în realitate cu Bray Wyatt, în caz că nu știți, pe Andrei Cosmin l-am creat pe Finn Balor, iar pe Iobag după Bray Wyatt. Asta chiar ar putea să fie o potențială rivalitate, cum mi-arată și acolo. Bun, își fac cei doi intrările, nu stau să le țin că durează mult. Uneori le mai las așa, pentru câteva secvențe. Așa, ceva aici, secvență, ia uite ce frumos e când vine Iobagul. Bun, hai că totuși se potrivește lui Iobag gimmick-ul ăsta de Bray Wyatt, că, na, din Transilvania, Moroi, etc, etc, de acolo. Și hai să vedem ce face Andrei Cosminu, campionul nostru WWE, care va trebui să-și apere centura la Extreme Rules, care va fi în vreo două episoade, cam așa. Bun, pac, stai jos acolo. Ridicăm aici, da, întoarce aici Iobagul. Ah, ce mi-a dat aici. Ah, cum am făcut. Și, uite suplex ce dă Andrei Cosmin. Nu degeaba face Andrei al nostru sală. Ah, mi-a întors. De ce fac mereu ah când îmi întorc ăștia, că nu înțeleg? Parcă prea trăiesc așa acțiunea din plin. Bun, iese Andrei din manevră. Hai că iese. Bă, dar cât eu bagu pe lângă el. Bine, Andrei cred că e cel mai pitic. Putea să-l fac puțin mai înalt totuși. Da, n-are nimic. Măcar așa este mai agil. Dar al dracu ce s-a ridicat. Am pălit arbitrul, perfect. Și mi-a scăzut o grămadă. Să mor tu că mi-a scăzut o momentă în ăsta că am pălit arbitrul. Mi-a scăzut o momentă mult că am pălit arbitrul. Ce puțin damage îmi dă. Nu mi se pare corect asta, dacă pălești arbitru să scadă atât de mult momentum. Hai, ieși de aici. Mă, cum dă din cap eu bagul acolo. Și am ieșit. Ieși din ring. Mi-a întors aici. M-a pus zici că vrea să-mi dea 619. Ne, nu merge așa. Și hai cu un suplex. Dacă tot jucăm așa după unul agil, ia suet aici. Și elbow direct în pe coloana sa, pe coloana acolo, pe spate lui. Bă, cred că de la o manevră de asta putea să rămâi și paralizat. Cred. Bă, dar o peră l-am făcut pe Andrei. Și mi-a întors aici Iobagul. Ne, nici cu Iobag nu te joci, se pare. Bun, îi întoarcem aici. Și Sling Blade, pac! Hai să văd ce am așa de aici. Bun, atacăm la picioare. Hai să vedem așa. N-am springboard ăsta. Ba da, am. Ia, așa. Prea departe se pare că am fost. M-am făcut și se pare că am luat burtă, cum mai zic cei care se duc la not. Opa. Ah, ce pumnă coastă mi-a dat. Da, i-am întors și eu. Hai, semnătura. Așa. Bun. Și jos cu el. Așa, mai dă niște pumni, dă-i. Sar departe acum, hai că n-am sărit prea departe, dar s-a ferit de Iobagul. Bun, mă calcă pe burtă, îmi dă și una în spinare și face acum signature. Bă, lasă-mă în pace, nu. Uite-mă, double hand chokeslam. A făcut și semnături Iobagul. Mi se pare că are Uranagi.
l-am întors, l-am întors. Ce dracu mă, dau să-l atac și acum înțeleg de ce e bine să-i faci totuși mai înalți. Că mai ușor să-l atingi totuși când ai pe atac și să nu rateze. Bun, hai în colț cu el. Bun, hai din nou așa cu combo-ul ăsta și dropkick. Hai mă, nu se duce pe aici. Așa. Bun, hai că l-am pălit. Tot ăsta se ridică primul, ce dracu are. Hai că am ieșit. Și cred că mi-ntoarce. Aolo, cât acutul, cât antebrațul în gură mi-a dat. Auci. Hai că am ieșit. Bă, ce butterfly suplex i-am dat. Bun, facem două taunturi să ne recuperăm acum momentumul. Bun, hai să dăm acum cu dropkick-ul. Și dropkick. Și hai să încheiem aici cu double foot stamp sau cup de gra, cum se zice mai popular. S-a ferit. Și m-a prins aici în Sister Abigail. Pac, mă, ce mi-a dat aici. S-a ferit ca lumea și m-a prins în Sister Abigail. Dar am și eu ăsta cum se cheamă. Resiliency Shield și dau. Nu mă joc aici. Iar îmi pune pin. Și ies la 1. Mamă, ce încearcă ăsta să-mi facă. E, măcar am mai făcut aici un reversal pe care nu reușesc să-l dau. Hai, suiete. Și să-i dăm acum din nou cu double foot stamp-ul. Mi l-o întoarce iarăși. Să sperăm că nu-l mai întoarce. Și... pac! Nu l-am mai întors. Bun, ajunge cu atâta reloare. Hai să-i punem pirul. 1, 2, îmi place că se vede prin hanoracul ăsta și 3. Și campionul nostru WWE își continuă seria de victorii. Opa, se pare că se întâmplă ceva. Vine Echo. O, se pare că ne aplaudă Echo. Da, probabil la Extreme Rules vom avea, cum se cheamă? Aha, uite, îmi zice Enemies. Echo-ul. Deci o să avem probabil match pentru titlul WWE între Echo și Andrei Cosmin. Să continuăm cu această seară. Hai să dau exit match totuși că nu știu ce urmează. Nu vreau să joc toate meciurile că ies căcăcioase. Nu ies căcăcioase, dar ține mult după aia episodul. Bun, pe ăsta l-am mai jucat și o să-l mai vedem la Extreme Rules și dăm aici o simulare și câștigă Rafaelu, se pare. Mai departe. Meciul acesta îl joc și o să-l joc tot cu Dani Penet. Așa. Dacă a bătut Rafaelu, jucăm cu Dani Penetu aici. Și cred că o să și fac meci la echipe, la Extreme Rules, între aceștia. Dani Penet și I Hate Pick împotriva lui X-Leader și Rafael pentru titlurile la echipe. Da, știu, trebuia să-l fac pe Max Infinite, că ăla mai e prieten cu I Hate Pink, dar dacă nu, dar dacă sunteți documentați, se înțeleg foarte bine I Hate Pink-ul cu Dani Penetu. Asta și că să fim serioși. Uitați și voi ce minunăție de superstar ce am creat aici. Frate, e creat după aici. Cum să nu vrei să ai un asemenea wrestler?
Asta și că îmi place Dani Penet și la Max Infinite nu mă uit. Bine, vă dați seama, dacă vine acum și Max Infinite și îmi comentează, bă, crează-mă și pe mine dacă nu... Nu știu ce sfat, dar crează, bă, da, îl crez. Dacă omul mă roagă frumos, vine acum și X-Ladder-ul, creat după Braun Strowman, care probabil o să măture pe jos cu mine. Hai să continuăm aici, așa. Bun, și să înceapă aici. Ia, îl prindem, hai că l-am prins aici în DDT. Dar stai mă jos, mi-a întors deja. E, ai cam noroc că am un reversal în plus. Cam singurul meu avantaj. Că ăsta o să mă rupă la... Că spun și, și pum și șuturi în gură să-mi dea. Deja văd că mă cam domină X-Ladder-ul. Bă, dar câți ani are X-Ladder? Că nici nu știu. Dani Pene știu care vreo 33, cam așa. Dar ăsta nu știu câți are. Ok, cam ciudat reversul ăsta cum mi l-a dat. I-am întors aici. Ia. Ce avem aici? Oh, mișto, mișto asta. Era mișto gen să... Era mai bine dacă aveam un springboard, ceva. Mamă, cât a piciorul în gură i-am dat. Și... Da, e cam greu de clintit ăsta, că este și mare. Hai să mai încerc o dată. Ia uite, tot nu cade. Și, pac, încă un picior în gură. Tot nu cade. Încă un picior și nu cade. Bă, dacă te șuturi în gură, trebuie să-i dau. Cred că o țin așa până mâine și tot nu-l pun jos. Deci e prea mare ca să-l pun jos. Ok, am înțeles ideea. Dar eu tot nu mă las, tot îi dau așa. Gata, mă, uite, l-am pus jos acum. Sau o fi încercat el să-mi dea un close line ceva. Hai, mă, că pot să-l pun jos, dar mai greu, se pare. Bun, e că am făcut bine că i-am dat big booturile alea, că am reușit să-l damage-ui să fac momentum. Ok, double X aici. Un picior în spinare. Și un stomp și gata, am făcut semnătura. Bun, DDT. Cred că termin repede beciul ăsta. Nu știu, dar am o presimțire că o să-l termin repede. Ia, iese din ring. Aia ieși din ring. Eu vreau să fac cumva așa springboard să... Gen cum mi-a dat Roman Reigns lui Undertaker la WrestleMania 33. Folosind așa, așa de corzi ca să prindă viteză și să-i dea cu spirul. Da, mai țin sulița atunci. Hai să ne suim pe colț. Da, cred că e prea aproape. E, ne sar prea departe acum, așa-i? Ba, cam l-am atins, dar văd că n-a vrut să-i dea damage. Ok. No, degeaba îi dau. Ia, hai să încerc atunci să-l... Arunc aici. Și suliță! Așa. Hai să văd dacă l-am bătut acum pe ăsta. Da, văd că nu prea l-am demegiuit mult. 1, 2 și a ieșit. Cred că o să dea comeback-ul cel mai probabil. Hai să-mi dau boost-ul ăsta. Buff, mă rog, ce-o fi. De viteză, de ce dracu am ieșit din ring, nu știu. Mi-a întors. I-am întors? Hai că i-am întors și eu. Stai jos. Hai că joc cu Edge, imposibil să pierd acum. Bun, stai jos. Hai să încerc acum să mă sui. Cred că acum o să-l prind. Hai. Și... Elbow! A obosit Dani Penetalon, se pare. Hai să țin apăsat acum și... Un splash frumos. Hai să încerc acum cu un pin, dar a obosit și ăsta. Hai să văd, o fi suficient? Da, cred că iese. Iese, ce ziceam. Opa, a întors ăsta. Și... Ok, l-am prins. Ia stai jos. Ia să văd cum, ce semnătură mai am pe ăsta, că nu știu. Deci, suliță, Imperial, DDT și Side Slam. Cum vine ăsta? Running, am înțeles. Deci, din viteză mai îi dau cealaltă semnătură. Ok, hai să mai stau un pic să... Atât, bun. Hai să încerc așa.
Așa. Și... Aha, deci asta a fost semnătura? Asta a fost semnătura, bun. Hai să-i dau corner finisher. Vino la suliță, mă, X-Slayer. Hai, vino cu aceste trag în țeapă ca Vlad Țepeș. De data asta nu te mai ridici, că văd că n-are nici reziliențiu încărcat. Hai, mă, ridică-te, mai obosit deja, mă, roacere. Ajunge la road break. Nu ajunge. A ieșit, bă. Și nici măcar nu a dat reziliency. Ne, nu ți se chiar așa. Bun, hai aici în ring. Bun, ia stai jos. Și dau și așa. Bun, l-am lăsat fără comeback. Mai fac o dată așa. Să am un buff în plus. Și acum să mă chinui să fac momentum ca să pot să-l bat. A, o să-i se încarce și reziliency-ul până atunci. Acum am observat. Stai jos. Ia, așa ce avem. Ce mai suplex. Bă, de-abia crește aici momentumul. Oho, i-am dat bleeding. Așa, să-i curgă borșul. Încă un suplex. Un ridicăm. Și asta ce-i? A, tot manevra asta, ok. Facem un taunt. Cu roacerul nostru. Mi-a întors aici X-Slayer-ul. Au. Bun, l-am întors. Hai, vino la semnătură. Mi-a întors semnătura. Îmi dă el Yokozuna Katola. N-a avut... A, a vrut să-mi dea, dar n-a dat nici energie. Nu. Mi-a întors. Zici că am vrut să-i dau RKO. Bun, ia stai jos acum. Încă un suplex. Așa, stai jos. Hai că e obosit, măi, Dani. Am observat. Ia ridică-te. Hai. Hopa, mitică sus. Și DDT. Hai să ne cu pinul. Ce dracu, mă? A dat reziliențiu? A, cred că și-a activat buff-ul ăla de strength și de-aia. De putere în pumn, de damage. Nu știu ce dracu-i buff-ul ăla. Bun, mai facem un taunt. Și pregătim din nou o suliță. Și spear. Hai zi, e suficient? Era bine să-l fi aruncat și pe el, poate era damage-ul mai mare așa. Las că tot l-am bătut. Bun, și Dani Penetul bate aici pe X-ray. Dacă a pierdut, ai hate ping cu măcar bate Dani Penetul. Aoti, ce frumos i-am dat aici. Și DDT-ul. Hai că ăsta a fost un meci frumos. Bun, hai să vedem ce meciuri mai avem pentru această seară. Culmea, tot eu off-camera stau și le customizez, să nu fie meciuri căcăcioase, să pun și eu așa mai ca lumea, niște meciuri mai interesante, dar uit după aia ce meciuri pun. Ce urmează aici? Hai să-i facem acum ca lumea debutul lui GRV-ul, cred, ăsta nu-l joc, nu cred că-l joc pe ăsta, o să-l joc pe ăsta. L-aș mai juca pe ăsta să-i mai dau o șansă lui Cristi Priză. Că nu prea i-am dat. Hai să jucăm acum cu GRV-ul. Și vom juca cu GRV-ul, că n-am jucat deloc cu el. Oricum o să fie o pero care manevrul Daniel Bryan. Așteptăm să se încarce. Să văd ce fac. Cred că mi s-a auzit și telefonul. Să văd ce fac pentru că nu o să fie money in the bank. O să am nevoie de 6 oameni în meci. 6 sau 8? Câți dracu sunt în money in the bank? Că nici nu mai știu. Mi se pare că 8 sunt. 8 oameni, am vreo 15 superstaruri. Hai că nu e așa rău. Bun, vine aici quick al nostru. Și hai să-l batem acum folosind GRV-ul.
Iarăși... A, hai că am început bine. Nu, nu mi-am... Eu am crezut că sunt cel din stânga. Nu știu, dar mereu fac greșeala asta. Că sunt obișnuit să joc cu cel din dreapta și de aia. Acum să fiu atent, deci... momentumul meu e în dreapta. Așa, deci aici o să fie un fel de Daniel Bryan vs. Shinsuke Nakamura. Și stai jos. Să văd ce fac acum. Oricum o să fie un match bazat mai mult pe agilitate, chiar dacă GRV-ul e mai mult gras decât agil. Mă, nu știu, dacă așa să vezi din lateral, arată chiar destul de bine GRV-ul. Dar așa direct din față arată, nu știu, mult mai bătrân. Și genii a făcut barba așa mare pe vremea când era bărbos. Acum am văzut că am mai scurtat-o. Și începe să mă cam ciopărcească Nakamura. Nakamura, quick. Și m-a pus jos. Auci. Bă, dar le dă quick, se pare. Dar m-a apăsat, mă, pe reversal. Aia că am întors acuși. Cred că voia să-mi dea, să-mi pună piciorul la pe cap. Ia vină cu acela un suplex. Bă, mișto că nu i-au căzut ochelarii lui GRV. Cât să știți pe GRV? Acum face live-uri mai mult, dar live-uri foarte interesante. Dar eu știu de pe vremea, nu de când cu vechiul său canal, când făcea clipuri de CSGO cu Colo, mai dinainte cu vreo două canale, cam așa. Gen, nu știu, avea un canal Ultra GRV parcă și nu mai știu ce posta pe el. Avea vreo două clipuri cu Omegle și era îmbrăcat în Moș Crăciun. Era mișto. Păcat că l-a șters, că îi plăcea lui să... Că na, îi place lui să șteargă canalele, să și-l schimbe mereu. Ia vino mă încoace. Ce faci mă? Faci tu taunt în fața mea? Hai, jos cu el. Aici cred că e bătaie între doi grași. Deci așa din lateral arată foarte bine. Așa din profil nu prea. Și jos cu el. Faci tu taunt? Stai că fac eu taunt acum în fața ta. Ia, hai, în ring cu tine. Pac! Păi avea de asta așa, dar nu cred că am. N-am manevre de astea și nu e așa agil. Daniel Bryan, după care l-am creat pe GRV. Mă, ce mișto l-am aruncat. Și mi-a întors aici. Bun, i-am întors. Ia vino aici la yes kick-uri, hai. Yes, yes, hai, faceți ca oamenii în public. Yes, yes, yes. Și... Yes! Câți l-ați prins pe Daniel Bryan în perioada asta de glorie? Gen când a avut două meciuri la WrestleMania? Bun! Hai să dăm aici cu Yes locul. Oh, îl fac să cedeze, îl fac să cedeze. Și... Mamă, cât de aproape am fost. E, acum o să iasă în submission. Mamă, am crezut că îl fac să cedeze, dar văd că nu prea. Nu, no, dai drumul, dai drumul. Am crezut că îl fac să cedeze. Ce frumos i-am dat aici și acum trebuie să stau să-mi refac momentumul. Ca să-i mai dau cu un finisher. Stai mă. Stai jo. Mi-a blocat. Mamă, manevra asta o are și AJ. AJ Styles. Auci. Da, începe să domine acum. A vrut să-mi dea semnătura Bulangiu. Ia, ce avem aici? Tornado DDT de pe colț. Și mai da o dată la mână. De ce semnături aveam? Ia, stai să văd. Nu așa. Invers, așa. Deci.
Ies kick-urile și... Aha. Deci mai am un submission așa. Ia stai jos. Bun, hai să încerc să-i fac așa să cedeze. Dar l-atac la picior totuși. La picior nu prea am dat damage, acum am observat. Auci. Stai că văd că l-am prins și eu. Mi-a întors. I-am întors și eu. Și ai vină încoace. Hai, îl punem din nou aici la yes lock. De data asta nu mai iese. Gata. L-am făcut să cedeze. Un meci destul de ușor. Noroc cu submission-ul, că e foarte bun aici în joc. Iată aici, fix aici am spart capul lui Quick. Și l-am prins aici în yes lock. Și să văd, parcă mai aveam un meci de-a lui Cristi Priză. Hai să joc și cu Priză să-i dau o șansă aici. Să facă spectacol. Vreau să dau un end of days, că l-am creat după. Hai să dau simularea aici și sigur bate Zapiu. A bătut Zapiu, ce ziceam? Așa. Ăsta n-are rost să-l joc, că l-am jucat de mai multe ori. O să-l vedem și la Extreme Rules. Hai să-l joc pe ăsta. Să-i dau o șansă lui Cristi Priză. Mamă, deci ăsta are 84 overall Priză și Bucharest Bike Traffic are 91. 6, 7 puncte diferență, 9 overall. Vai de cap, că ce o să mă chinuie aici. Cred că trebuia să-i fi dat manevrele unuia mai periculos lui Priză, dar habar n-am pe ale cui să-i le fi dat. Stai că văd că se întâmplă ceva aici. Opa, îl atacă Zaya Fett, se pare. Mă, și gândeam, ce dracu mai fac ăștia, nu se mai bat? În caz că nu sunteți la curent cu seria, Zaya Fett cu Bucharest Bike Traffic sunt rivali. Bun, deci se pare că am făcut bine că am ales să joc cu Priză. O să fiu cu... cum se cheamă? Cu ceva momentum în plus. Nu momentum, dar ăsta e mult mai demergit. Și mi se pare corect. Am o șansă să câștig așa. Ce-ai făcut, mă? Stai jos. Uite cât e Priză pe lângă ăsta. Bine, Priză chiar este înalt. Ce-i drept? Stai. Ai, căcat, mi-a întors. Bă, dar l-are pe damage. Au. No, nu i-am întors. Și sare pe mână. Sare pe mână, da. Oho, i-am întors frumos aici. Deci acum am și buff de ăla. Da, octapunul în gură i-am dat. Să mă dau aici. Așa, și... Uite aici cât octapunul în gură îi dau. Pac! Bazat pe pumn din gură Priza al nostru. Nu prea seamănă. Barba cât de cât. N-am reușit să-l fac kill, dar la siluetă cred că cam așa e. Trebuie să-i fi pus tot niște haine, niște pantaloni mai strâmți, totuși ăștia sunt prea largi. Mai încape unul ca el printre ei. Stai jos. Ia, pot să mă sui pe colț? Hai că pot. Ia, pot să dau dirty pin? Nu pot să dau dirty pin? Voiam să dau un dirty pin. Bă, dar ce l-a atacat Zayfet-ul pe ăsta? Hai să văd, dirty... Cum îi dădea, mă? Așa, bă, dirty pin, așa. Ne, degeaba. O, mi-a întors aici bike traficul. Își dă deja cu comeback-ul, se pare. Au. Să încerc să-i întorc, totuși. Dacă-i întorc comeback-ul, e ca și câștiga meciul, cred. Și am întors. Ia ridică-te. Ai, ia vină cu acela deep six și... Mi-a întors.
Stai, mă, avea Chokeslam? Păi și Deep Six Succubus îl dădeam. Chokeslam, Chokeslam. Ah. Dar Chokeslam Backbreaker are ăsta. Cream că are și Deep Six. Era o manevră în care luam și îl învârteam, sau probabil că aia constă altfel. Ne, nu, nu este așa. Ia, se întoarce? Nu se întoarce. Bun, stai că fac acum la loc. Momentum. Ia, du-te în ring. Ia, ce fac aici? O, powerbomb, bun așa. Hai mă, ridică-te. Hai să dau acum Chokeslam Breakbreaker. Iar mi l-a întors. Bă, dar are ceva să mi întoarce într-una semnătura. Bun. Este din ring? Se pare că da. Nu știu, mă, cum dădeam DX6, că e o manevră mișto rău aia. Probabil că trebuie să-l prind din viteză, habar n-am. Un cot și... O, face și ăsta leg drop ca Undertaker. Dar are un finisher și asta nu-i bine. A, nu mi-a ieșit, mă. Ce am aici? Bear hug. Ia, poate pot să-l fac să cedeze. N-are rost. Stai, mă, jos. Bun, l-am făcut să strici un reversal. Stai jos. Bun. Dacă și-a treia oară mi-ntoarce asta semnătura, îi nesimțit. Dar cu n mare. Hai, mai repede, energie, energie și... Mi-a întors? Nu mi-a mai întors acum backbreaker-ul ăsta. Hai să pregătesc end of days-ul. Și... Mi-a întors. A, uite, știu ce-mi face. Îmi pregătește acum... Styles Clash. I-am întors? Nu, no, nu i-am întors. Mi-a dat asta cu Styles Clash-ul. Am ieșit. Și ieșim iarăși. Bun. Hai că încep acum să fac momentumul la rock. La rock, la loc. Deja mai are un pic și face semnătură bike traficul nostru. A făcut și semnătura. Să sperăm că eu întorc. Și noi am întors-o. E... Hai că nu prea mi-a dat damage mult pe picioare și cam asta o să fie norocul meu, dacă cam mă pune la submission, se pare. Gata, hai că ies acum. Stai jos. Bun, hai să încercăm să-i rupem gâtul cu Cristin Priza al nostru. Discuții cu Priza. Doar pe YouTube. Trebuie să fi pus și lui ăsta pe tricou ceva gen, nu știu. Măcar o, ceva cu bicicletă să fi pus și acolo. Sau mai bine scriem direct numele lui cu totul acolo. Ne, nu iese chiar așa. Și... Nu știu, mă, cum îi dau, mă, porcăria de Deep Six. E o manevră mișto la Baron Corbin. Ăsta de la încrea pe priză. Manevră, înțelegeți voi. Nu știu, mă, cum i-o dau. Hai să încerc așa. Ia, îl duc așa. Bă, dar nu vrea, mă, să-l prindă. Dă-o încolo de treabă. Tot ăsta mă prinde. Stai jos. A vrut să-mi dea acum cu finisherul. Hai să-i dau acum din nou cu end of days-ul. Pac, end of days. 1, 2, 3. N-a dat cu resiliency, se pare. Și câștigăm aici cu Cristi Priză. Trebuia să-i dau și lui Priză șansa să demonstreze că e cel mai bun. Să ne arate că merită să fie aici în această serie, că poate să-i bată pe inamici. Și aici un chokeslam break break, dar numai un colțul ăla acolo i-am dat manevre. Aici e mișto din
din Calf Crusher. I-am întors ceva. Nu știu, i-am întors. Și când se mai vine o dată finisher-ul, gata. Și cam atât se pare. Ceva inimic, ceva ce avem pe aici ca și raport. Văd că vine un punct în plus la dispute rate aici la priză și la bike traffic ce zice. Minus 6 și disperat. În fine. Continuăm data viitoare și mai e cam episodul următor și cred că după aia vine pay-per-view Extreme Rules. Ne vom auzi data viitoare până atunci. Ciao, les!